Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Despre sport vorbim azi la școala TV Dicție.ro. Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și plămânii și ajută pe copii să-și coordoneze mișcările corpului. Copiii care practică un sport în mod constant sunt mai mult sociabili, concentrativi și disciplinați. Fotbalul este cel mai popular sport în România, iar copiii pot începe antrenamentele încă de la 6 ani. Notul este sportul care poate dezvolta fizic, armonia și orice copil încă de la 3 ani. Tenisul poate fi început de la 4 ani, așa cum a făcut Simona Halep. Copiii care iubesc sportul speră că în 2021 totul să revină la normal. Rămâneți sănătoși! Numai bine! Pe curând!